Ziua persoanelor vârstnice se sărbătorește la nivel internațional pe 1 octombrie. Este cea mai potrivită ocazie să ne reamintim cât de valoroasă este pentru noi înțelepciunea semenilor noștri trecuți de-a doua tinerețe. Din vremuri străvechi, viața obștii se organiza în funcție de sfatul bătrânilor. Înțelepții comunității erau consultați atât de conducători cât și de oamenii simpli și aveau vorbă bună sau un sfat pentru fiecare. Cum în epoca modernă ne raportăm la alte valori, ar trebui să profităm de ziua persoanelor vârstnice pentru a celebra contribuția lor, de multe ori nevăzută, la viața noastră atât de agitată. Potrivit aprecierilor Oficiului European de Statistică, aproape o treime din cetățenii Uniunii Europene vor avea vârsta de peste 65 de ani până în 2050. La nivel european, speranța de vârstă atinge valoarea medie de 81 de ani la femei și 75 de ani la bărbați. În perspectivă, specialiștii în demografie preconizează că va dispărea diferența de 6 ani existentă între femei și bărbați în ceea ce privește speranța de viață. Indiferent de vârstă, 60, 70, 80 de ani și mai bine, bătrânii merită respectați, iubiți și apreciați. Și autoritățile au un gând bun pentru aniversarea persoanelor de vârsta a treia. A avut o întâlnire în această dimineață și sigur am încercat să dăm o notă festivă acestei zile, pentru că într-adevăr este o zonă de populație care are nevoie, să spunem așa, speciale și datorită acestui aspect am avut o discuție împreună cu ei legate de problema asigurării sănătății și ceea ce înseamnă sectorul de pensii, astfel încât aceste lucruri care sunt principale pentru ei să le aducem la cunoștință ultimele modificări în acest domeniu. Sigur, după cum am spus, pentru noi, Instituția Prefectului, acest comitet consultativ este foarte important pentru că aceste persoane au expertiză, au experiență de viață importantă și sigur pot aduce în atenția noastră probleme ale comunității, ale societății, care, bineînțeles, să fie soluționate cât se poate de operativ. 1 octombrie trebuie să fie o zi specială, nu doar pentru seniorii din întreaga lume pe care îi sărbătorim astăzi, ci pentru noi toți, cei care ar trebui să le arătăm respect și prețuire pentru eforturile pe care le-au depus pentru binele nostru de-a lungul timpului. La mulți ani, părinți, la mulți ani, bunici!